Directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Paul Angel, trage atenția asupra pericolelor la care ne expunem în cazul consumului anumitor produse de post. Cum de astăzi creștinii ortodoxi au intrat în postul Crăciunului, iar meniul lor va include și produse vegetale gata preparate, aceștia trebuie să fie foarte atenți la etichetă și la locurile din care le cumpărăm. Directorul ANPC precizează că produsele de post sunt produse alimentare constituite din ingrediente vegetale, texturat proteic de soia, mixuri pe bază de soia, iar consumatorii nu trebuie să cumpere produse cu etichete care nu informează complet și corect privind conținutul, ingredientele sau calitatea produsului.